Până anul trecut, spune edilul localității, zona în care se află și comuna Borăscu era declarată zonă defavorizată. Situația s-a schimbat în 2015. Până în anul 2014, chiar până la sfârșitul anului 2014, comuna a fost în zonă defavorizată, erau foarte multe avantaje, atât pentru tinerii fermieri, pentru toți cetățenii în general, dar acum, începând din anul 2015, vreau să vă spun că am înțeles că printr-o hotărâre de guvern a fost scoasă din comunele care au beneficiat de comune defavorizate. Acest lucru înseamnă că locuitorii din comună au pierdut multe dintre drepturile pe care le aveau. În primul rând, să știți că beneficiau de un punctaj la proiectele pe care le derulau, de asemenea beneficiau de subvenții aproape duble pentru terenuri, pentru animale, pentru... Deci era totuși un sprijin financiar pentru cetățenii localității. Și în momentul de față ei nu mai beneficiază de acest sprijin. Până din anul 2015 am înțeles că nu vom mai beneficia de zonă defavorizată și nu vom mai primi acele subvenții pentru zonă defavorizată. Primarul comunei Borăscu a mai adăugat că zona este una puțin dezvoltată economic și oamenii nu au alte venituri în afară de cele agricole.